Raisa și Anatolie Smalie, pe atunci studenți în anul 4 la Universitatea de Medicină din Chișinău, au hotărât să-și unească destinele. Iurie Gagarin a venit la nunta lor la invitația președintelui de colhoz, care a dorit să-i arate cosmonautului cum sunt nunțile la moldoveni. Un băiat, știți, de plăcere să te uiți la dânsul, să vorbești cu dânsul. El tare simplu, tare simplu băiat. Și când doamna Raisa i-a mânat un buchet mare de flori și nu merge buchetul ăsta, buchetul ăsta trebuie să rămâi la mireasă. Ce mai fericită eram atunci. El l-a splânsul. Eram fericitare, așa o bucurie, toți colegii erau așa de bucuroși, așa de veseli erau, toți se bucurau că l-au văzut în față. Au trecut 46 de ani de atunci, cuplul are acum și nepoți. Ziua de 12 aprilie este pentru familia lor o sărbătoare. O masă de sărbătoare facem și grăiem despre dânsul, vorbim cum a fost, cum ne aducem aminte de toate care au fost la nuntă. Au rămas în amintirea lor clipele cele mai frumoase și nenumăratele poze, articole din ziar care le răsfoiesc destul de des. Unele dintre acestea le-au trimis în Rusia familiei lui Iurie Gagarin. Raisa și Anatolie Smali spun că amintirea despre întâlnirea cu primul cosmonaut din lume va rămâne mereu în memoria lor.